Caz șocant în județul Vaslui, un bărbat de 79 de ani le-a spus polițiștilor că și-a ucis fiul și soția, apoi a plecat de acasă cu gândul să-și ia viața. Pe drum a avut un accident cu mașina, iar agenții veniți la fața locului i-au văzut hainele pătate cu sânge. L-au dus la audieri și au verificat și locuința unde au găsit familia fără viață. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei trei locuiau împreună de aproximativ o săptămână de când fiul, în vârstă de 46 de ani, venise să stea cu părinții în casa lor din comuna Albești. Atunci ar fi început și conflictele, care au culminat cu crima brutală. Bărbatul a susținut că și-a ucis soția și fiul în somn. Cert este că cei doi au fost găsiți fără suflare. Sânge mult pe jos. El pare bătut, pare zdruncinat, da? Nu a spus de ce a făcut gestul acesta? Nu, a zis că o să afli tu mai mult pe la știri, atâta. Există aceste indicii, a fost un conflict spontan. În momentul în care ar fi realizat ce s-a întâmplat, intenția lui a fost să se sinucidă, motiv pentru care s-a și produs respectivul accident de circulație. Accidentul a avut loc la aproximativ 15 km de casă, unde bărbatul a intrat cu mașina într-un șanț. Nu a suferit răni, dar avea pete de sânge pe haine, ceea ce le-a atras atenția polițiștilor. Așa a ajuns să le spună ce a făcut. Potrivit apropiaților, acesta avea des conflicte cu fiul care se mutase la el. L-ați văzut în stare să facă așa ceva? Nu. Nici măcar nu jura, nici nu bea. Suspectul nu are antecedente penale. Nu consumase alcool înainte să se urce la volan, după crimă. Procurorii nu exclud ca bărbatul să-și fi omorât fiul după ce acesta și-a ucis mama. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.